Surpriză de proporții pentru soția afaceristului Gorjan Răzvan Munteanu. Delia a fost aleasă de Robbie Williams să cânte în deschiderea primului concert pe care artistul britanic îl susține în România. Mi se pare ceva astronomic, sunt fana lui, a fost reacția cântăreței în momentul în care a primit vestea. Cei doi vor fi pe aceeași scenă pe 17 iulie în București. Soția afaceristului Gorjan Răzvan Munteanu va urca pe 17 iulie pe aceeași scenă cu Robbie Williams. Artistul britanic va susține primul său concert în România. Acesta a ales-o pe Delia Matache să cânte în deschiderea show-ului de zile mari care va avea loc în București. Pentru mine Robbie Williams este un reper. Cine nu a suferit pe Come London, cine nu știe toate cuvintele din Angels, cine nu a dansat până în zori pe Phil. Pot spune că sunt fana lui. Este o persoană creativă, îmi place până și conceptul lui de swing. Am văzut de multe ori show-ul din Albert Hall. Artista se pregătește intens pentru marele eveniment. Inițial credea că îl va vedea pe Robbie Williams din public. Mi se pare ceva astronomic, dacă pot să mă exprim așa. E ca un vis intim împlinit. Culmea, am apucat să-mi cumpăr bilete la concert înainte să vină propunerea de a-l deschide. Delia a scos de curând o nouă melodie intitulată Da Mamă, care deja a strâns aproape 3 milioane de vizualizări pe YouTube. Melodia a stârnit un val de controverse în ceea ce privește alcoolismul. Da, mamă!